în această dimineață la ora 7 pe DN25 la intrare în localitatea Independența a avut loc un cumplit accident rutier, în urma căruia trei persoane au decedat și alte opt au fost rănite. Din verificările polițiștilor, un bărbat cu vârsta de 56 de ani din municipiul Galați, în timp ce conducea spre Tecuci într-o curbă la dreapta, ar fi pătruns pe sensul opus de mers unde a intrat în coliziune frontală cu un microbuz condus de un bărbat în vârstă de 30 de ani. A fost activat planul roșu de intervenție și a fost solicitat și elicopterul smurd, întrucât în ambele autovehicule se aflau mai multe persoane 4 în primul autoturism și 7 în cel de-al doilea. Din păcate, în urma evenimentului rutier au decedat trei persoane. Este vorba despre un bărbat cu vârsta de 45 de ani și fica acestuia de 16, ambii domiciliați în comuna Șendreni, pasageri în primul autoturism și un bărbat cu vârsta de 56 de ani din comuna Pechia, pasager în microbuz. Au fost rănite opt persoane. Traficul rutier a fost blocat mai bine de 2 ore. Cei doi conducători autodețin permise de conducere valabile, iar la testarea alcool scop rezultatele au fost negative. Traficul rutier a fost blocat aproximativ două ore și jumătate, iar polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiune de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând ca în cursul cercetărilor să se stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest tragic eveniment rutier.